Dar eu am vrut, literally, să înapoiez camera. Am fost atât de aproape, aveam formularul de retur completat, mai trebuia să-i dau send către EMAG și să vină curierul să ia camera înapoi. Da. Hello, dragilor! În primul rând, în momentul în care îți cumperi o cameră nouă, toată lumea vrea să știe, bă, ok, merită? Merită față de camera veche? Merită să faci o achiziție, să plătești atât de mulți bani în plus? Sau, mă rog, poate chiar în minus, pentru că nu știi dacă îți vinzi camera veche sau nu. În cazul meu, nu mi-am vândut camera veche și o păstrez în continuare pentru că este acolo, alături de mine și își face treaba atunci când am nevoie de ea. Dar sunt o grămadă de chestii pe care le putem compara și dacă merită să faci tranziția de la o cameră la alta. Da, aș fi putut face comparația asta între un Sony A7 IV și un Sony A7 III sau un Sony A7 S3, dar vechea mea cameră este Sony A6300. Apoi aici se vede într-adevăr dacă diferența este meritată, dacă diferența și banii dați pe o cameră nouă sunt meritați în momentul de față. Asta înseamnă, dragilor, că vă supun la niște teste. Bine, am supus eu camera la niște teste, dar o să vă supun și pe voi la niște teste, pentru că o să aveți de ghicit care cameră e care. Am trecut printr-o serie de comparații, o să vedeți exact ce și cum. Unele nu și-au rostul de a alege, pentru că sunt bazate doar pe singură cameră, pe Sony A7 IV, dar ideea este că sunt câteva comparații între ele. Sunt superficiale, nu este nimic științific aici, nu este nimic o comparație, să zicem, în viața reală, adică dacă ai nevoie de camera asta sau nu în viața reală, să zicem dacă merită diferența, dar sunt niște comparații așa puțin superficiale și puțin acolo să atingem niște puncte destul de sensibile și destul de precise și destul de importante în momentul în care îți iei o cameră nouă sau în momentul în care mi-am luat eu o cameră nouă. Și așa că hai să vedem exact prin ce trecem și să vedem exact dacă voi găsiți, o să aveți cam, nu știu, 10 secunde la fiecare comparație să vă dați seama care cameră e care. Camera A sau camera B. La fiecare comparație puteți pune pauză, scrieți în comentarii, vă puneți așa cu listuțe. La comparația 1, eu am zis că A este ăla, la comparația 2, eu am zis că B este ăla și la sfârșit vă uitați și comparați și vedeți dacă aveți sau nu dreptate. Bun, facem un sumar rapid. O să avem doar două camere, da? Camera A și camera B. Ele nu se schimbă între ele. Nu camera A devine cealaltă cameră A sau B sau invers. Nu, nu. De la început până la sfârșit, camera A rămâne camera A și camera B rămâne camera B, bineînțeles. Adică ori una este A6300, ori una este A74. Dar nu vă zic eu care, voi trebuie să ziceți la sfârșit care are fi care, care ar fi care. Prima comparație ar fi comparația de culoare sau coloristică sau de, nu știu, color science-ul pe care l-are camera. Așa că am pus totul pe auto, de fapt este pe shutter speed priority, pentru că na, avem regular de 180 de grade și o păstrăm pe aia. Totul este pe shutter speed priority, în rest ISO auto, white balance auto, nu știu ce mai avem auto, n-avem niciun picture profile și este filmat 8-bit. Toate testele și toate exemplele sunt filmate în 8-bit, ceea ce vedeți voi acum în momentul de față, da, este 10-bit S-Cinetone, dar nu asta este important. Pe de asta am și făcut un alt profil și am ales altceva în momentul în care facem nararea asta și facem A-roll-ul, pentru ca voi să nu vă dați seama exact, să vă luați după imaginea asta, cam ce cameră ar putea fi. Bun, voi în momentul de față vedeți două imagini, da, vedeți două clipuri cu mine aici la birou și trebuie să decideți care cameră e care, în funcție de culori, în funcție de preferințe sau doar dați cu ghicitul, I don't know, voi alegeți care cameră credeți că este care. B poate fi camera Sony A7 IV, A poate fi Sony A6300 sau chiar invers, voi decideți. Bun, dacă ați pus pauză și ați scris în comentarii, v-ați pregătit deja răspunsul pentru toată comparația asta, trecem la următoarea. Abia la sfârșit vă zic care cameră e care. Acum trecem la binecunoscutul low light performance. Haideți să vedem exact cum suportă și care este noise-ul, zgomotul oferit de ambele camere la diferite trepte de ISO. Și avem așa ISO 200, ISO 800, ISO 2000, ISO 3200 și ISO 10K. Țin să menționez, 10K adică 10.000 pentru necunoscători, țin să menționez că am folosit un ND filter. Lumina aici e destul de puternică, e o lumină controlată, am folosit un ND filter pentru ambele camere. Menționez că au același obiectiv, adică un 16mm f1.4 de la Sigma și le-am pus pe obiective un filtru ND. Simplu, un filtru ND variabil și am ajustat expunerea din filtru și din setări astfel încât mereu să fim la plus 1 ca și expunere în
chestia aia mică de jos care sclipește pentru cunoscători. Deci este plus 1 ca expunere la fiecare cadru, dar avem atât, avem câte 5 trepte de expunere. ISO 200, 800, 2000, 3200 și 10K. Așadar, dragilor, voi decideți în momentul de față, sau mă rog, deja vă notați acolo care cameră credeți că este care, în funcție de cum se descurcă în low light, cum se descurcă în întuneric și care este nivelul de zgomot produs de senzor. Bineînțeles, vorbim de o diferență între o cameră full frame, care oricum este mai decentă la zgomot, și o cameră APS-C. Nu mai luăm în calcul faptul că Sony A7 IV are un oversampling de la 7K la 4K. By the way, toate filmările sunt în 4K, 25 de cadre pe secundă pe ambele camere, deci totul este identic între ele la cea mai mare calitate. Overheating nu am avut probleme până acum, vă zic asta de pe acum, când nu am avut probleme cu overheating deja, și acum filmez în continuare după ce am făcut testele, așa că și filmez și cum am zis și în 10 bits și 4K, n-am nicio problemă. Bun, acum că v-ați notat probabil răspunsul și la comparația asta, hai să trecem la următorul sau următoarea comparație, următorul set de comparații, și anume detaliile din 4K. De ce? Pentru că o cameră din 2014, anume Sony A6300, și o cameră din 2021, anume Sony A7 IV, în primul rând că tehnologia diferă, procesorul diferă, dar la Sony A7 IV avem un oversampling, așa cum am mai zis, de la un senzor de 7K la 4K, așa că detaliile ar trebui să fie acolo. În momentul de față să vedeți o comparație între un 4K 25 de cadre pe secundă de pe Sony A6300 și un 4K 25 de cadre pe secundă de la un Sony A7 IV. Acum, no, care-i care? Care vi se pare vouă mai sharp? S-ar putea ca aici să fie decisiv. S-ar putea, nu știm. Nici eu nu știu în momentul de față care este diferența între camere. O să vedem asta în postproducție, așa că... Ok, și am terminat și cu asta, sper că aveți deja pregătit acolo și pentru punctul ăsta, trecem la următorul punct, și anume stabilizare. Știm, v-am mai zis și în review-ul trecut, dacă nu l-ați văzut, vă invit, aveți link în descriere, am făcut un unboxing și primele impresii la Sony A7 IV, și anume faptul că avem IBIS, avem In-Body Image Stabilization. Senzorul are 5 axe de stabilizare, 5.5 stopuri de stabilizare direct în corpul camerei, adică poți avea un obiectiv care nu are stabilizare, așa că acum facem o comparație între un Sony A6300 ținut în mână, bineînțeles, și un Sony A7 IV la fel ținut în mână, doar că la Sony A7 IV avem activat stabilizarea, steady shot-ul activ, că acolo se simte cel mai bine și este diferența cea mai mare, și presupun că dacă până acum nu ați găsit și nu v-ați dat seama de diferența de camere, apoi, na. Aici cred că deja se schimbă lucrurile și deja aveți răspunsul pregătit. No, bun, acum, dacă v-ați găsit, dacă v-ați gândit, dacă ați scris, dacă n-ați scris, vă rog, lăsați-mi în comentarii dacă credeți că ați avut dreptate sau nu. Fiți cinstiți aici, puneți, nu vă luați după alte comentarii, doar așteptați să termine video să vă dau răspunsul. Și anume, camera A este Sony A7 IV și camera B este Sony A6300. Ai ghicit? Bravo! Felicitări! Dacă n-ai ghicit, asta înseamnă că e destul de tricky treaba, nu înseamnă că sunt destul de apropiate. Acum, nu știu, o fi vina ta, o fi vina camerelor, o fi vina de la Sony, trebuie să returnez camera, trebuie să nu mă descurc mai bine cu Sony A6300. Bă, ideea este în felul următor, mereu este loc de improvement-uri și oricum, v-am zis, nu totul ține neapărat de testele astea superficiale pe care le-am făcut eu în momentul de față, pentru că sunt poate mai mult sau mai puțin irelevante. Cel mai important este faptul că oricum camera îmi oferă niște chestii de care eu aveam nevoie la Sony A6300, și dacă aș fi putut plăti doar lucrurile alea să-mi fac un upgrade la Sony A6300, da, ar fi fost amazing. Dar nu am găsit nicio cameră sub un preț decent care să aibă, pe lângă ce are Sony A6300, să aibă și IBIS, In-Body Image Stabilization, sau 10-bit, să pot înregistra internal 10-bit. Nu am găsit, și bineînțeles să fie Sony, pentru că dacă nu este Sony, o să trebuie să-ți cumpăr alte obiective și oricum ajung la un preț imens. Adică asta s-a întâmplat. Acum, bonus, a strigat bonusul. Hai să vedem cum se descurcă, pentru că am testat camera asta, Sony A7 IV, am testat-o și pe stream. Hai să vedem cum se descurcă în momentul în care vorbim de microfon, ambele camere, da? Adică poate și acolo poate fi un improvement. Am pus ambele camere, le-am setat audio recording level-ul la 21 și am testat ambele camere atât cu microfon cât fără microfon. Iar ca microfon am folosit Rode Wireless Go 2, trebuia să facem review și la el, dar... s-a întâmplat ca sunetul să zică off
nu de la microfon, ci de la video în total și am lăsat o baltă, dar am discutat despre asta pe stream. Dacă vreți să mai aveți întrebări, în descriere găsiți linkul la Twitch, în fiecare marjă și duminică la 6 seara și în fiecare sâmbătă la ora 11, dar deja știți asta. Așa că, în momentul de față, o să dăm drumul la 2, 3, 4 versiuni audio. Sony A74 cu și fără microfon wireless adăugat și Sony A6300 cu și fără microfon, adică microfon internal și microfon extern Rode Wireless Go 2. Nu uitați că vă așteptăm pe stream pe Twitch în fiecare marți, joi și duminică de la 6 seara și sâmbătă dimineața de la ora 11 pentru a discuta mai multe. Nu uitați că vă așteptăm pe stream pe Twitch în fiecare marți, joi și duminică seara de la ora 6 și sâmbătă dimineața de la ora 11 pentru a discuta mai multe. Nu uitați că vă așteptăm pe stream pe Twitch în fiecare marți, joi și duminică de la 6 seara și sâmbătă dimineața de la ora 11 pentru a discuta mai multe. Nu uitați că vă așteptăm pe stream pe Twitch în fiecare marți, joi și duminică de la 6 seara și sâmbătă dimineața de la ora 11 pentru a discuta mai multe. No, bun, și acum pe final mai avem încă două chestii, știu, am zis pe final, dar mai avem două chestii. Și anume, o comparație la Sony A74. Cum arată un Sony A74 în momentul în care avem... De fapt, este o comparație și între Sony A74, dar și un Sony A6300-ish. Vrem să vedem, pentru că știm, suntem YouTuberi, suntem creatori de conținut și ne pasă foarte mult de acel depth of field, de acel shallow depth of field, de profunzimea de câmp și de ce blur avem în spatele nostru. Da, suntem nebuni cu toții după asta. Așa că, în momentul de față, pe cameră am un obiectiv APS-C, dar camera poate totuși înregistra full frame. De asta vedeți pe margine, în cazul în care v-ați întrebat până acum, de asta vedeți în momentul de față pe margine acea vinietă, pentru că avem un obiectiv APS-C pe un senzor full frame. Da, nu o să capteze tot, am active image stabilization și mai face un pic de crop, că s-ar vedea și mai agresiv dacă nu, dar în principiu cam asta provoacă. Ei, și am făcut testul ăsta și vedeți imediat, de fapt acum în timp ce vorbesc ar fi de preferat alin să pui asta la montaj, cele trei diferențe. Adică, senzor full frame cu un obiectiv full frame, să vedem, bine, este obiectivul pe care mi l-au dat ei, pe care l-am luat direct în kit, 28-70, este un obiectiv destul de bun, este un obiectiv full frame și vedeți cum se vede la 28 mm, atât full frame, apoi crop APS-C, apoi nativ pe o cameră APS-C. Să vedem dacă este vreo diferență între acel crop, dacă taie din blur, dacă se vede cu blur, cu mai puțin blur, cu mai mult blur. Probabil ca mulți dintre voi am rămas extraordinar de dezamăgit de comparații. Nu știu dacă v-ați dat seama, dacă ați ghicit camerele care și cum, dar eu am vrut literally să înapoiez camera. Am fost atât de aproape, aveam formularul de retur completat, mai trebuia să-i dau send către EMAG și să vină curierul să ia camera înapoi. Da... Dar toate astea până la ultimul test făcut. Înainte să dau send, am zis, ok, mai fac un singur test să văd dacă se schimbă ceva. Pentru cine știe ce motiv, Sony A74, în oricare mod auto și pe o coloristică standard cu PP off, picture profile off, bineînțeles, și o coloristică by default, nu dă același randament. Același randament ca și ce, Alin, ca și comparații. Ca și log profile. Nu știu dacă este bias, nu știu dacă este placebo sau nu, dar ideea este că A74 funcționează cel mai bine și dă cel mai bun randament atunci când filmăm în S-Log 3 și anume S-Gamut 3. În momentul în care facem setările și alegem PP7 sau 8, o să vă arăt, o să trec undeva pe aici exact, că nu le știu pe de rost, ce picture profile are acest S-Log și care m-a impresionat pe mine cel mai mult și vedeți deja în filmarea pe care vă arăt, în cadrele pe care vi le arăt, sunt filmate în living, sunt filmate atât de random, cu o lumină foarte slabă și la 4000 ISO, la 4000 ISO și totuși noise-ul este atât de mic, acolo s-a văzut o diferență și acolo am zis că ok, îi mai dau o șansă. Și din punctul ăla cred că deja pot vedea camera cu alți ochi. Ideea este în felul următor, cel puțin pe baza ISO și a sharpness-ului, această cameră Sony A74 are dual base ISO și A73 îl are, doar că A73 îl are undeva la 3200 parcă sau undeva la 800-2000, undeva în range-ul ăsta între 200 și 4000, undeva pe acolo are primul ISO la care se comportă, cred că este 800 chiar, la care se comportă nativ, fără zgomot, fără nimic, iar următorul este la vreo 12000 și ceva dacă nu mă înșel. Ideea este că și A74 are dual base ISO, unul este la 200 sau 800, al doilea este la 3200. Adică în momentul în care ai făcut switch la acel ISO și ai trecut de 3200,
ISO-ul se resetează și intervine un alt ISO, un alt base ISO la care se comportă ca și cum s-ar comporta la ISO 200 sau 800. Și asta, din câte am înțeles din research-ul pe care l-am făcut și din testele pe care le-am făcut, asta se întâmplă doar în momentul în care suntem în S-Log 3 sau S-Gamma 3. Hai să vă explic. În primul rând, contează foarte mult că această cameră poate înregistra 10 biți internal. Adică, testele pe care le-am făcut sunt pe 8 biți. Singurii 10 biți pe care îi vedeți sunt A-roll-ul, adică filmarea cu mine încercând să explic de până acum. Aici nu, aici e filmat 8 biți cu un Sony A5100, asta nu contează, nu luați în calcul filmarea asta. Dar până acum, asta a fost filmarea, a fost în S-Cinetone, filmat în S-Cinetone, deci măcar S-Log 3 cu 10 biți. Nu arată grozav imaginea pentru că am supraexpus-o, I know, acolo a fost mea culpa. Vă dați seama, cameră nouă, încă încerc să mă obișnuiesc cu ea. Dar testul pe care l-am făcut ulterior, ultimul test pe care l-am făcut, am expus ok, am expus la plus 1.3 stopuri, apoi am folosit S-Log 3 ISO 4000, obiectivul de 28-70 de mm cu f3.5, sau cred că eram de fapt la f4.5, undeva pe acolo, adică I'm impressed. Din punctul ăsta de vedere, chiar mi s-a întors cumva toată chestia asta. Și am ținut neapărat să fac, să adaug bucata asta de informații în plus, pentru că s-ar putea ca unii dintre voi, când v-ați uitat la toate testele alea și poate unii ați ghicit, poate unii nu, și sau în momentul în care v-am zis cine și care camera e care, s-ar putea să fost, dar nu merită. Pentru că, literally, așa am crezut și eu, nu merită să faci tranziția, sau nu părea că merită să faci tranziția de la un Sony A6300 la un Sony A74. Diferență de peste 1500 de euro, mai mult chiar acum, pentru că Sony A6300 a mai scăzut din preț. Dar lucrurile se așează dacă folosim setările care trebuie folosite pentru anumite situații specifică. Genul ăsta de cameră nu este folosită, nu poate fi folosită sau nu este optimizată probabil ca lumea, habar n-am, poate o să apară un firmware update într-un viitor mai apropiat sau mai îndepărtat. Camera este relativ nouă, adică este din octombrie sau noiembrie anul trecut. Mai este timp de improvement pe camera asta, cel puțin pe partea de firmware. Dar în momentul în care vorbim de o filmare cinematică, de o filmare pe care o putem edita în 10 biți, cel mai bine este să folosim S-Log. Și honestly, acolo s-a văzut diferența când am putut edita acele curve-uri, să folosesc 3-wheel color correction, care au făcut o diferență foarte, foarte mare și m-am abținut. A fost acel click în care mi-am zis că ok, nu, nu-i dau retur, cel puțin nu momentan. Ok, momentan asta a fost mica mea intruziune, introspecție, incursiune, cum vreți voi să ziceți, în flow-ul normal al clipului. Vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat până aici. Nu uitați, ne vedem, ăsta e setup-ul de streaming, da? În fiecare marți, joi și duminică la 6 seara și în fiecare sâmbătă dimineața la 11. Ne vedem la cafeluță sau la bere sau la ce vreți voi. Vă mulțumim foarte mult, ne vedem în continuare. Pa, pa! Cam atâta. Am terminat, cam astea au fost de spus. Voi decideți. Dacă mai vreți alte comparații, dacă mai vreți alte exemple, nu uitați, ne vedem și pe stream în fiecare marți, joi, duminică la ora 6 și fiecare sâmbătă dimineața la ora 11 pe Twitch, sau puteți să lăsați în comentarii foarte bine, la fel, idei, păreri. Sper că ați descoperit și ați găsit și ați ghicit comparația, sau științific vorbind ați descoperit-o și nu doar la pleașcă. Eu sunt și eu curios în momentul de față să mă uit pe footage, eu nu știu în momentul de față ce și cum, dar mă bucur pentru voi că ați ghicit. Bun, dragilor, eu sunt Alex Vâncă, ne vedem în video următoare și pe stream, așa că v-am pupat. Pa!